Salut prieteni, bine ați venit la Videotutorial.ro. Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint o baterie externă de capacitate mare de la ADATA. Bateria externă are 20.000 de miliamperi, este produsă, v-am spus, de ADATA, un producător taiwanez destul de cunoscut mai ales pentru memoriile RAM, stick-uri USB, carduri de memorie și așa mai departe. Bateria este făcută din plastic, v-am spus, are 20.000 de miliamperi. Asta înseamnă că este formată din vreo 6 acumulatori de ăștia. Ăsta este modelul 18650. Sunt cam 6 acumulatori de ăștia plus circuitul electronic care trebuie să transforme de la 3,7V la aproape 5V pentru USB. Ca porturi, haideți să vedem ce porturi avem aici. Avem portul de încărcare, da, mini USB, și avem porturile de ieșire. Pe porturile de ieșire putem scoate 2,1 amperi sau 2100 de miliamperi. Telefoanele se încarcă destul de repede, o să vă spun imediat date pentru că am testat. Pe spate bateria are tot așa plastic, pe față plastic. Asta este un lucru bun și rău. Mulți ar spune, domne, nu este rezistentă, nu o să reziste la șocuri, la nu știu ce. Dar din păcate trebuie să vă spun că bateriile oricum n-ar trebui să reziste la șocuri, pentru că ele nu trebuie trântite, nu trebuie tratate brutal, pentru că sunt destul de sensibile bateriile astea litiu-ion. Pot lua foc foarte ușor atunci când sunt abuzate. Aici avem butonul Power. Butonul Power, putem să pornim bateria, să vedem cât mai are, da? Tot așa o să fie niște indicații aici în momentul în care se încarcă, în momentul în care încarcă dispozitive, și dacă apăsăm mult butonul Power, se va aprinde acest LED. Nu este mare lucru, nu este o lanternă super performantă, dar este un LED cu care îți faci treaba pe întuneric. Această baterie externă este potrivită mai ales, zic eu, în camping sau în momentul în care mergeți în locuri izolate într-o excursie și știți că nu aveți acces la priză sau o să fie bătaie pe priză, o să fie prea mulți care vor să-și încarce dispozitivele. Acum, bateria, v-am spus, este făcută din 6 baterii litiu-ion de 3,7V. Asta înseamnă că bateriile de genul acesta nu au niciodată capacitatea reală înscrisă pe cutie. Bateria asta pe cutie, bineînțeles, scrie 20.000 de miliamperi, dar în realitate are undeva la 15-16.000 de miliamperi și puteți să faceți și voi socoteala. Dacă telefonul vostru are, de exemplu, 3.000 de miliamperi bateria, vă va ține acest power bank sau această baterie externă vreo 5 încărcări. Este o socoteală simplă, o socoteală corectă. Chestia asta nu se întâmplă doar la această baterie externă, se întâmplă la toate bateriile externe, pentru că au pierdere în momentul în care se face conversia de la 3,7V la 5V, după aia înapoi încărcarea în baterie, sunt pierderile, energia reziduală, căldura degajată în momentul încărcării și așa mai departe. Eu am făcut niște calcule de încărcare. Telefonul meu OnePlus 3 s-a încărcat în felul următor. Am încărcat bateria asta. Apropo, durata de încărcare a bateriei, durata totală de încărcare a bateriei cu încărcător de 2,1 amperi, pardon, a durat în jur de 10 ore, pentru că am golit-o toată și am vrut să văd cât durează. În jur de 10 ore, 9 ore și ceva a durat să o încarc. După aia am pus telefonul OnePlus 3 la încărcat. După 30 de minute de încărcare pe bateria asta, bateria de la OnePlus 3, care era 0%, deci am lăsat-o să se termine de tot, se închide telefonul, de la 0% în 30 de minute a ajuns la 33%. După o oră a ajuns la 62%, după o oră jumate 88% și după o oră și 50 de minute 100%. Deci telefonul ăsta cu baterie de 3000 de mAh s-a încărcat într-o oră și 50 de minute. Asta este un lucru bun, pentru că cu încărcătorul lui standard de priză se încarcă într-o oră și 10 minute, cam așa. Și încărcătorul este Dash Charging, care este cea mai rapidă tehnologie de încărcare la ora actuală. Încărcarea este destul de bună și acum mulți ar spune, domne, n-are fast charging, da? Nici nu vă trebuie așa ceva, pentru că în momentul în care folosiți fast charging, într-adevăr, dispozitivele voastre se vor încărca mai rapid, dar și pierderea de energie va fi mai mare. Pentru că în momentul în care se folosește tehnologia asta de încărcare rapidă, indiferent ce tehnologie, se pierde foarte multă căldură. Se încălzește și încărcătorul, bateria externă, se va încălzi și telefonul și bineînțeles se va pierde mai multă energie. Atunci o baterie de asta, în cazul meu mi-ajunge pentru 5 încărcări pentru telefonul ăsta, nu va mai ajunge pentru 5 încărcări, ci pentru 4 încărcări, pentru că foarte multă energie se va risipi în cursul încărcărilor. Și încărcarea într-adevăr poate va fi mai rapidă, dar veți avea mai puține încărcări. Și știți foarte bine, în momentul în care sunteți într-o zonă izolată sau pur și simplu vreți să aveți mai multă energie, contează foarte mult încărcările pe care le aveți disponibile în bateria externă. Ca să vă faceți o idee cu privire la dimensiunile acestei baterii externe, aceasta este telefonul și aceasta este power bank-ul, da? Cam astea sunt dimensiunile. Pot să vă spun că este destul de greu, v-am spus 400 și ceva, 500 de grame, nu este un încărcător ușor. Interesant e că are display-ul ăsta și vă arată în momentul încărcării de fapt este un martor care vă indică exact cât mai aveți. Haideți să punem telefonul la încărcat să vedem cum arată. După cum vedeți, mi-arată aici output 1, da? Și mi-arată energia out. Din nou mi-arată 79%, da? Și a început încărcarea. Dacă mai bag un dispozitiv, bineînțeles îmi va arăta și al doilea port ocupat. Cam asta este power bank-ul. Eu sincer sunt foarte mulțumit de el. Încă o dată datele, vă mai spun încă o dată datele. Foarte important. Încărcare totală de la 0% la 100 în jur de 9,5-10 ore. Atât a durat la mine. Bineînțeles, acum în funcție de încărcătorul vostru, în funcție de căldura care e în cameră, în funcție de foarte multe lucruri, poate se va încărca mai repede sau mai încet. În principiu, calculat, el va dura 10 ore fix să se încarce după datele tehnice. După aia, încărcarea din el în alte dispozitive, v-am spus la telefonul meu care are 3000 de mAh bateria, încărcarea a durat în felul următor: după 30 de minute se încărcase 33%, după o oră se încărcase 62%, după o oră jumate 88% și după o oră 50 de minute era la 100%. După aia ăsta a rămas cu 80% baterie, între timp s-a făcut 79%, deci mai avea 80% baterie. Înseamnă că acest power bank îmi ajunge pentru 5 încărcări. Asta înseamnă că nu are 20.000 de miliamperi, are doar 15.000 disponibili. Cam asta este pentru astăzi, asta este bateria externă, sincer o recomand. Nu vă recomand încărcătoare mai scumpe, încărcătoare mai complicate, pentru că sincer nu are sens, nu are rost să dați banii pe ele. Oricum o să le folosiți doar ocazional, doar în anumite situații. Mare grijă, nu le lăsați expuse la soare, nu le spargeți, nu le găuriți, nu le abuzați, pentru că bateriile litiu-ion sunt destul de sensibile. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la Videotutorial.ro. La revedere!